Găsit la o nouă ediție Romi pentru România. În emisiunea de astăzi vă prezentăm realitățile cu care se confruntă comunitățile de romi din Călăraș. Cum se face că, în era inteligenței artificiale, cetățenii ai României încă trăiesc în case din chirpici, uneori din venituri aproape inexistente, fără să aibă ce pune pe masă? Acestea, dar și multe altele, aflați urmărind reportajul realizat de echipa noastră în două cartiere de la periferia orașului Călăraș. Fiți alături de noi! Emisiunea Romi pentru România începe chiar acum! Cu profundă tristețe îi aducem un omagiu și ne luăm rămas bun de la Ilie Pătru, un lider remarcabil al comunității de romi din județul Alba. Președinte de onoare al Partidei Romilor Alba, Ilie Pătru și-a dedicat viața luptei pentru drepturile și demnitatea poporului său. Contribuția acestuia la bunăstarea comunităților de romi va fi întotdeauna recunoscută și apreciată de către oamenii pe care i-a ajutat mereu din tot sufletul, de colegi, dar și de generațiile următoare de activiști romi. În semn de solidaritate, transmitem condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care i-au fost aproape lui Ilie Pătru. Drum lin spre cer! Situat pe malul de nord al brațului Borcea, orașul Călăraș, reședință de județ, are o istorie de peste 400 de ani. Conform datelor oficiale, orașul are peste 58.000 de locuitori, dintre care aproape 4% sunt de etnie romă. Cei mai mulți romi locuiesc în cartierele de la periferia orașului, Oborul Nou și Livada. Împreună cu reprezentanții Partidei Romilor din județ, echipa emisiunii noastre a vizitat aceste două comunități pentru a vedea care sunt problemele cu care se confruntă romii în viața de zi cu zi. Se termină asfaltul la intrarea în cartierul Oborul Nou, acesta fiind primul semn că am intrat în comunitatea de romi. Pe timpul ploios, mocirla trece de glezne, iar gunoaiele depășesc spațiile de depozitare. O discuție scurtă cu oamenii de pe uliță ne face să uităm de imaginile strălucitoare de pe telefon sau televizor care laudă confortul secolului 21. Aproximativ 600 de familii de romi locuiesc în cartierul Oborul Nou. Cei mai tineri sunt plecați la muncă în străinătate. Bătrânii și copiii au rămas aici și trăiesc în condiții greu de imaginat. Problemele mari ale localnicilor sunt legate de lipsa actelor de proprietate. Cei mai mulți au doar contracte de concesiune. Din această cauză, este dificilă obținerea actelor de identitate. Majoritatea beneficiază doar de cărți de identitate temporare, valabile câte un an de zile, după care este necesară obținerea unor noi documente. Lipsa rețelei de canalizare, a drumurilor civilizate, cumulate cu veniturile mici, reprezintă provocările cărora localnicii trebuie să le facă față. Cu drumurile, uitați și vă, ați văzut și dumneavoastră, și gunoaiele, uitați-vă cum este. Da. Și o să vină iarăși acum, o să... Am înțeles că nici canalizare nu aveți? Nimic, două canalizări la intrare aici și altceva, nimic tot. Numai promisiuni și promisiuni, atât. Cum reușiți să duceți copiii la școală? Care e cea mai apropiată școală? E școala 7 și școala 9. Eu îl duc pe ai mei la școala 9. Și cum? Cu voi și uitați și ați văzut și dumneavoastră ce este. Astăzi v-am zis, m-am dus pe filmul la certat astăzi băiatul că era plin de nori, pe dacă nu se face nimic, uitați-vă. Ce bine are copii. Ce bine are copii, da.
Dumneavoastră ați semnalat, mai ales în calitate de lider local al Partidei Romilor, ați semnalat aceste lucruri la primărie? Cât ori, doamna, dar de cât ori, dar numai eu singur, mulți familii de aici s-au plâns și a trecut cu vedere. Ca să poată să toarne asfalt, întâi ar trebui să fie introdusă canalizarea. Normal, uite, la ploaie ne intră apa în curte, ne intră apa în casă. Și oamenii de aici, cum fac baie? Cum deversează? Unde? Păi să facă, domnule, unde să facă? Încălzește și la albie. La ce să facă? Că dacă n-are posibilitatea, n-are canalizări, n-are, nu poate să-și tragă unul, să-și facă baie, un duș, ceva, că n-are unde să dea drumul la apă. Unde dă drumul? În casă? Unde? E o comunitate destul de modestă. Oamenii din ce trăiesc? Lucrează? Lucrează cu ziua, doamnă, mai se duce încolo, încoace. Cu ce se ducă lumea? Că dacă n-are, are temporalul ăla, cu temporalul și pașaportul nu poate să scoată. N-are lumea cu ce? N-are acte. Am înțeles că nu toți au acte pe casă. N-au niciunul acte. N-au, toți au temporare care ne fac. N-au niciunul acte aici în cartier. Și cum puteți, cum reușiți să faceți acte copiilor, să beneficiați de contracte, știu și eu, lumină, gaze? Păi ce ne dă ei cu temporalul ăla și ce avem actul ăla de contențiune? Cu aia am reușit și cu ce ne ajută să ne tragem curentul și aia e... Cu vai de nachinuit ani buni. Păi de câți ani stați așa? Numai aici sunt de 15 ani aici. Da. Aceeași vorbe și aceea prânsuri și nimic. În afară de liderii Partidei Romilor, mai trece cineva pe aici? Nu. Păi ăștia care a trecut numai când a fost pentru ei, ne-a promis și nu mi-a făcut nimică. Da, în dezle, de când știm promisiune, că ne face, ne-a făcut nimic. Uitați-vă gunoaiele, cum sunt acolo. Pe Bursei, să plecați pe Bursei, să vedeți acolo și să filmați și acolo, ce e jale. Deci, da, oamenii au tomberoane și n-au unde să le arunce. Nu vine aici mașina de gunoi sau cum? No, vine la două străzi care ia gunoi la, după cum știu, la intrare acolo, și aia sunt câțiva inși care ia gunoaiele, dar la încoace n-a. Păi dacă ei nu le ia pe astea, dar să nu ia gunoaiele de față la curte. Niciodată. Sunt puțini cunoscători de carte și acest fapt îi afectează pentru că nu pot obține un loc de muncă legal și stabil. Aceste realități îi ambiționează însă pe romii din Obor să-și trimită copiii la școală, cu orice sacrificii. Pentru mulți, experiența străinătății a însemnat o trezire la realitate, iar oamenii au conștientizat că au drepturi. Cu străzile, doamne, avem probleme mari cu străzile. Am schimbat vreo 6-7 adidași la băiat. Să face de noroi, doamna. Câți copii aveți? 4 copii am. Să vă trăiască. Mulțumesc. Și îi duceți la școală? La școală, da, am băiatul de 7 ani la școală, fata de 8 ani, 9 ani, am băiatul de 3 ani, el e cel mai mic, și la anul dăm și pe el la grădiniță, da? Acum nu... După posibilitate, doamna, că n-avem, suntem amărâți. Din ce trăiți? Din alocație trăiesc, doamna. Mai mă duc cu ziua încolo. Ați încercat să găsiți un loc de muncă? Am încercat, mie se expiră acum în iunie să duce buletinul meu. Și acum ce fac? Rămân la temporal? La vot nu ieșim, doamnă. Nu ieșim la vot, noi nu ieșim, că nu avem buletinile originale. Și cam în aceeași situație sunt și vecinii de aici, de pe toată strada? E majoritatea care trăiește cu temporale, doamnă. Majoritatea din ei trăiește cu temporale. Deci nu scoate lumea capul afară din cartier ca să ducă și ei în afară, cum muncește alții, să aibă și ei de muncă, să te angajești ca omul, să ai un salariu, nimic, doamnă. În contextul ăsta, aveți beneficiați de asigurare medicală? Beneficiază, am băiatul la medic, și... dar eu n-am. Restul familiei, dar doar copiii? Decât copiii, atât la doctorul de familie, atât, dar eu, ca adult, așa nu am. Și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ce... Dacă se întâmplă ceva, asta este. Dumnezeu e mare. Mai muncesc încolo, mai alerg. Ce să fac, doamna? Ce să facem? Să dăm în cap la lume, să furăm? Nu-i, doamna. Avem copii de crescut. Cine vrea răutate, să facă răutate. Nu ne trebuie răutate. Nu ne trebuie ca să fim oameni, ca să trăim între oameni și să ne facă și noi cartier, să că ne-am săturat. Pe cuvântul nostru, dacă nu ne-am săturat. Uitați, pe fiecare dimineață
Eu mă scol la ora 6, aduc băiatul la școală și adun gunoaiele din față de la poartă și arunc iar înapoi acolo. Ieri a fost un vânt, toate gunoaiele s-au strâns aici. Statul ăsta ne-a dat locul ăsta aici, era gunoaie, doamnă, dinainte. Eu cu taicul meu vineam și aruncam gunoi aici. Eu am stat pe Gribița, am stat eu. În oraș, la casă naturalizată am stat. Și după aceea v-au dat loc aici? După aceea ne-a dat nou loc aici și am făcut casa aici. Și nu v-au dat atunci acte? Nu s-au făcut atunci? Nimic, absolut nimic nu ne-a dat aici. Noi nu avem contract, nu avem nimic aici. Asta e problema, să avem canalizare, să fie străzile cum este la, în oraș, să ne facă și nouă contractele la casă. Asta vrem noi. Noi nu vrem mai mult de la... Noi vrem bani, noi vrem ca să ne facă străzile și contractul la casă, doamnă. Uite. Nu aveți acte pe casă. N-am, uite. Dar plătiți rol. Da, ei ne, deci statul, primăria, ne pune ca să plătim locurile la casă. Noi suntem buni la plante, plătim locurile, dar și ei să ne facă și nouă contractul la casă, doamnă. Oamenii ăștia cum să plătească locul dacă ei nu face contractul la casă? Cu ce trăim? Ați avut vreo promisiune până acum în acest sens, să se înceapă un demers în acest sens? Nu, nu. De câți ani ne-a aruncat aici și apă, noi exact suntem ca... Și noi suntem oameni, nu suntem câini. Și câinile ăla l-adun. V-a întrebat cineva de sănătate? Vine cineva pe aici? Și dacă noi vorbim cu primarul, primarul știe cine zice, nu, lasă că vă fac. Rămâne cu promisiunea. Dar nu este fapte. Că din gură se vorbește orice. Dacă nu e fapte, n-ai ce să faci. În anumite curți, realitatea este dezastruoasă. Case din chirpici care stau să cadă, cu tot felul de improvizații care încearcă să imite, dar nu reușesc, un trai civilizat. Ca să ajungi la toaletă, traversezi un culoar sumbru, iar imaginea cămăruței reci, întunecate și insalubre, seamănă mai degrabă cu decorul unui film. Sărăcia cruntă își pune amprenta asupra existenței oamenilor care au ajuns la capătul puterilor. Deci avem o cameră zis pe 2 pe 2, avem aici un pătruleș, două persoane. Îmi spuneți și mie, când ați reparat ultima dată acoperișul? Ultima dată acum 6 ani, 6 ani este. Am înțeles că plouă în casă. Plouă, da, într-adevăr, ne plouă în casă, n-avem lumină să vă dăm, că n-avem curent, n-avem nimic, stăm pe niște lumânări cu niște... Deci nu ne... Și nu e periculos? E foarte periculos că avem aici, scuzați-mi de expresie, că poate aude și altă populație, cu șobolan, cu toate chestiile, cu toate animalele, cu cine ne ia seara, ne mănâncă, ne mai aia, voi. Nu aveți lumină. N-avem contract, nu ne-a dat nici contract, nu ne-a dat nimic. A zis faceți-vă case, nu știu ce, și pe altă parte trăim așa cum putem, pan, pan, an cu an. Ăsta este acoperișul nostru, n-avem tablă, n-am nimic. Vă dați seama că n-avem sărăcie, n-avem servici, n-am nimic. Până ce să trăim? Spune... Dar vreți să munciți? Noi vrem într-adevăr să muncim. Dacă vrea să ne dividență și aia, poate să mă cheme la primărie, să-mi dea un loc de muncă, să-mi dea un loc ceva, un job, ca să pot să muncesc. Nu mai sunt în situația asta, e mai mulți aici. Dar poate să-mi ia dividență mie, poate dividență și la alte persoane, ca să poată. Și pe aici am înțeles că aveți și șobolani? E destui, doamnă. Într-adevăr avem de toate națele. Deci aici în clădirea asta nu pot să... Stăm și noi cum putem, doamnă. Cum putem. Deci vine să plâng din suflet. Nu sunt omul care... Dacă vreodată aveți nevoie, știu și eu, de medic, de știu, asistență medicală, aveți beneficiați? Tocmai că asta e că dacă mergem la o dată la asistent medicinal, spune că nu stă, poate să stea de noi, că e liber, că veniți altă dată, putem, ferească Dumnezeu, murim aici în casă, ori să îmbolnăvește nevastă, ori mă îmbolnăvesc eu, ori să îmbolnăvește copilașul, ori alte chestii. Deci nu avem niciun scris aici noi, în călărașul ăsta, la asistenți de medicalul, la alea, la. Nu ne-a în evidență, nu te duci, nu te-a în evidență, spune că nu ești de aici, nu ești de aici. Eu așa știu că trebuie să vină în persoană. Trebuie să faceți mutați aici sau? Da, eu într-adevăr trebuie să fac o mutație, dacă mutația asta ca să o fac, trebuie să... Aibă un loc soția, adică să fie dânsa măcar proprietar aici. Da, trebuie să ne dea un loc într-adevăr, să ne dea un loc domnul cei de acolo de la primărie, ca să putem după ne face o mutație, așa nu putem să facem mutații noi așa, că nu suntem noi vorba aia, pe cai să facem mutății, să facem alea. Mutații poți să te muți cu casă, de colo colo dacă vrei, dar numai cum. Pentru că dacă vrea domn primar și ne ia de evidență, e mult mai bine. Eu vorbesc în suflet, nu vorbesc răutate. Asta ce dau eu acum de mine, trebuia să vorbesc mai de mult, dar mulțumesc Dumnezeu că mi-a ieșit în cale. Suntem amărâți, ce să mai zic? N-am cuvinte de spus, n-am...
Deci numai dacă vrea cineva să ne ia în evidență, să ne dea undeva, nu aici în Cărar, și în alte părți, să putem locui și noi, să ne luăm copiii un serviciu, vreau într-adevăr un job de muncă, orice muncă, nu la mine, nu, eu sunt, am 41 de ani, vreau muncă, vreau servici, nu sunt, dacă nu găsesc, stau tot pe dreapta și locuim tot așa cum putem. Oamenii sunt resemnați, pentru ei viața nu se mai poate schimba cu mult. Speranța pentru viitorul copiilor este singura care îi mai însuflețește. Privită din curtea lor, fiecare nouă zi este un exercițiu de supraviețuire, mai ales atunci când tragi linie și constați că 5 suflete trăiesc de la o lună la alta, cu un venit total sub un salariu minim pe economie. Aici locuiți dumneavoastră, doi copii și soț. Și cu copiii mei. Sunt singură, da. 5 persoane într-o cameră și cam care e venitul total pentru 5 persoane pe lună? Este în jur de 10, este. 10 milioane? Da. 1000 de lei? Da. Reușiți să asigurați tot ce e necesar pentru copii din 1000 de lei pe lună? Reușesc. Eu mă mulțumesc. Te îi trimiteți la școală? Da, îi trimit la școală, da. Totuși, ați beneficiat de un ajutor pentru a repara casa? Da, ne-au ajutat cei de la biserică. Ne-au ajutat foarte mult aici să putem locui măcar în iarna asta, că nu mai puteam în casa cealaltă veche să trăim. Că acolo ploua foarte mult și stăteam cu copiii cu ligianele. Și acum am înțeles că v-au pus tablă pe casă, aveți un acoperiș? Era deja ridicat, doar restul e făcut de ei, tot ce vedeți. Domnule. Problema cea mare este cu actele pe casă. Da, asta e o problemă, da, e foarte greu, că facem numai buletin temporal și nu putem să ne tragem nici măcar curentul sau să facem și noi ceva. E foarte greu. Deocamdată nu, tot ne amână așa. Zice că se va face, dar nu știu. Deocamdată nu o să fac. Când nu ai parte de curent, te încălzești cu lemne și abia ai cu ce hrăni copiii. Te consideri norocos dacă ai măcar apă în curte, chit că n-ai canalizare, iar prețurile cresc de la lună la lună. Dumneavoastră plătiți apa aici? Plătim apa, da, plătim atât. Și cam cât vă vine pe lună? Vreo 400, 500, atâta, depinde de asta, atâta. Amintind de proverbul, la omul sărac nici boii nu trag, parcă și neajunsurile se adună unde veniturile sunt mai mici. Oamenii spun că au tot încercat să caute soluții, au cerut ajutor, dar cel mai des li se spune să aștepte. Doar că timpul trece, iar ajutorul tot întârzie să apară. 16 ani avem de când locuim aici și nu avem canalizare. Uitați, când este de la mașină de spălat să scurge, uite, să scurge aici. Toate, deci și de la canal aici în curte să face lăcărie. Aveți acte pe locul acesta? Avem concesiune, cum să zice, concesiune și concesiunea nu e plătită. Deci locul n-am putut că mi-a căzut soția bolnavă, e de cancer. Am toate actele, am tot în casă, i-am arătat lui domnul. Deci am toate actele, 7 spitale am umblat și am operat-o. Și a făcut o pensie de 70 de lei. De 70 de lei. Credeți-mă, de cancer bolnavă și a făcut 70 lei, a băgat-o gradul 3. Vă duceți să munciți? Aveți un loc de muncă? Nu am nimica, decât să plec în afară să adun ferea vechi, atât. Deci și aici ați făcut vreo cerere să puteți munci, să căutați un serviciu aici, aproape de familie? Am căutat, dar nu este. Această casă când ați construit-o? Are vreo 16 ani, are. 16-17 ani are. Și nu e periculos? Este, e periculos că îi cade tavanul dinăuntru, îi cade tot. Când plouă, cum vă descurcați? Și plouă înăuntru. Acum e nevoit să stăm aglomerați în două camere. Nepoții, reușiți să-i duceți la școală? E foarte mici, nu, încă nu-i de școală. E foarte mici, dar suntem 7 persoane care stăm în două camere. 7 persoane suntem. Și venitul total al familiei, cam care este? Estimativ, pe lună? Totul, fata e ajutor social, vreo 4 milioane ala și ceva, că de-abia l-a făcut, și alocația la copii. Doi copii, atât. Și pensia de 70 de lei. Pensia de 70 de lei al femeii, că e bolnavă. Fata nu lucrează ei cu copiii acasă și noi nu lucrăm nicăieri. Deci eu aș vrea să lucrez, să știți. Să caut un serviciu, deci să pasnic undeva, să fiu ca să pot să lucrez, să aduc la familie ce trebuie. Dar nu am găsit. Am fost și la forțele de muncă, Nu mi s-a găsit. Așteaptă, mi-a zis. Am așteptat și tot nu e. Echipa Partidei Romilor din județul Călăraș cunoaște problemele numeroase cu care se confruntă romii din cartierele de la periferia municipiului și acționează împreună cu autoritățile pentru rezolvarea acestora.
Din discuțiile pe care le-am avut și ieri, am avut o întâlnire cu domnul viceprimar, cu domnul primar, cu domnul președinte al Consiliului Județean. Ni s-a garantat toată deschiderea la problemele noastre. Înțeleg că această zonă a rămas printre ultimele, chiar poate ultima, căreia nu i s-a făcut încă planul urbanistic zonal și de aceea încă sunt probleme cu concesiunile, cu licitațiile pentru teren, cu actele de proprietate, de identitate și așa mai departe. Ni s-a promis de domnul primar și într-adevăr lucrăm de aproape o lună împreună pentru rezolvarea problemelor nu numai aici în cartierul Oborul Nou, și în celelalte cartiere cu comunități de rom din municipiul Călăraș. După cum știm, planul urbanistic zonal necesită niște cheltuieli, probabil n-am avut acces încă la buget și nu vreau să mă hazardez să afirm că nu a fost buget sau ceva de genul acesta. Dar avem deschiderea și ni s-a promis că în etapa imediat următoare va fi prinsă și această zonă pentru planul urbanistic zonal și licitațiile și concesiunile aferente pentru punerea în legalitate a persoanelor care trăiesc aici. Să își găsească un loc de muncă, să facă niște contracte de lumină, de apă, să acceseze, da, la condițiile minime de trai, un contract la lumină, la apă, canal și așa mai departe. La gunoi, că sunt probleme și cu gunoiul aici, o problemă derivă din alta și așa mai departe. Până nu se pun la punct și astea doar prin colaborare strânsă cu autoritățile aici, care sunt factorii decidenți, doar așa văd că putem răzbi. Mai sunt câteva organizații de romi, dar doar pe hârtie și se pozează așa în trecere, dar Partida Romilor fiind cea mai serioasă, chiar se implică și fizic reușește să rezolve problemele și chiar am observat că și negocierile cu mari decidenți și ai autorităților publice, cât și politici, și Partida Romilor are întâietate. După vizita în cartierele de la marginea orașului, împreună cu reprezentanții Partidei Romilor Călăraș, am solicitat autorităților un punct de vedere în legătură cu situațiile întâlnite în comunitatea de romi. Edilul orașului ne-a confirmat că este la curent cu toate problemele cetățenilor romi. În primul rând ne confruntăm cu o adevărată problemă acolo, pentru că majoritatea au construit fără documente legale. Încercăm în fiecare zi să găsim soluții în care să-i ajutăm, pentru că pe lângă faptul că nu i-a învățat nimeni, nu au școală suficientă să știe ce să facă, atunci trebuie să-i ajutăm să găsească forma legală în care să intre, să capete acele drepturi, și asta facem. Mai mult de atât, încercăm să le găsim soluțiile de a se, cum să spun eu, de a intra, de a fi aproape de ceilalți, de a nu se simți marginalizați, în care să simtă și ei că există și trebuie să facă cineva pentru ei, dar în primul rând, de fiecare dată le spun să facă ei ceva pentru ei, pentru că dacă tot a spus că a fost acolo, avem un centru acolo, un centru pe care l-am modernizat, deci am băgat undeva peste 23.000 de euro, 239.000 de euro acolo, deja tot pentru ei. Încercăm să facem un after acolo, l-am avut, vrem să aducem copiii să le dăm o masă caldă, pentru că astfel ne preocupă viitorul lor și în același timp să învățăm părinții să-i lase la școală. Da, am văzut că sunt și foarte multe cazuri sociale, foarte mulți oameni care nu au un loc de muncă. Avem 70 de cazuri care îi avem la cantină. Acolo, plus cei care s-au încadrat pentru ajutor social, dar nu sunt foarte mulți. Cred că undeva până la în jur de 100 de persoane sunt toate. În ceea ce privește drumurile și, bineînțeles, întâi canalizarea și după aceea un asfalt, este foarte, foarte grea situație. Sunt o prioritate. Dacă ați văzut, și în cartierul Livadă, pentru că avem două comunități total diferite totuși, ne preocupă acest lucru, pentru că și acolo am mai făcut un centru, tot pentru copii.
Dar dacă veți vedea, deja modernizăm acolo unde am putut să facem canalizare, facem canalizare. Cartierul Obor tot este băgat într-un proiect mare, program operațional de infrastructură mare pe care îl dezvoltă operatorul EcoAqua și o să le tragă apă și canal. Apă au majoritatea, da, dar canalizarea va veni, iar după canal cu siguranță vor avea și asfalt, pentru că dacă nu facem infrastructura subterană, degeaba acum asfaltăm și după aceea să spargem. Este o prioritate a mandatului meu, așa cum am vorbit cu cei de la Partida Romilor. Este clar că trebuie să ne integrăm cu aceste familii, să le integrăm în societate, să nu se simtă marginalizați, iar acest lucru se face prima dată, trebuie să modernizăm zonele respective, dar mă repet, și dânsii trebuie să se ajute, pentru că numai de ei depinde dacă se vor acorda la aceste utilități. Dacă nu se vor acorda, deja avem o problemă. Dacă tot ați amintit, aș vrea să-mi spuneți cum colaborați cu cei de la Partida Romilor, care sunt un necesar sprijin acolo în comunitate, sunt un intermediar, ei comunică mult mai bine cu reprezentanții etniei rome. Pe mine mă bucură că există acest sprijin al lor, deja că sunt ancorați între oamenii de acolo și poate să le preia problemele și din discuțiile pe care le avem și le-am avut, da, ne aduc la cunoștință probleme pe care la noi probabil că ajung mai greu, dar prin intermediul dânșilor este clar că ajung mult mai repede și atunci putem avea un dialog, putem avea un partener de dialog și putem face lucruri frumoase. Pentru că oamenii în general, peste tot, în toată țara, oamenii sunt sătui de promisiuni. Eu vreau să vă întreb, măcar estimativ, ați vorbit de acest proiect amplu cu canalizarea și apă și canalizare, când estimați că putem începe și vor putea beneficia de acestea? Nu știu ce ați găsit în altă parte sau ce, dar noi la Călăraș suntem oameni ai faptelor, nu ai vorbelor. Dacă am spus că facem, facem. Dacă vreți să vedeți, mergeți în cartierul FNC Livadă și veți vedea deja că lucrăm acolo și facem și infrastructură stradală și pietonală și avem și canalizare, avem și apă. Iar în viitor apropiat, eu știu dacă mai veneați peste vreo 2-3 săptămâni, deja vreau să pun un material frezat în zona respectivă ca să fac oarecum, să spunem, ceva intermediar până la asfalt ca să fie bine și copiii să nu mai calce prin acele pietre. Dar, repet, și dânsii trebuie să înțeleagă că trebuie să păstreze curățenia în zona respectivă, pentru că nimeni nu aduce un gunoi acolo decât ei care îl generează. Și atunci ar trebui să aibă grijă de comunitatea lor și să fie mai curată dacă noi tot încercăm să facem ceva pentru ei. Au fost și vor rămâne în atenția noastră, de asta și cunosc problemele care sunt acolo, de aceea am creat și aceste două centre, tot ca să ajutăm comunitățile să le integrăm în societate, să nu se simtă marginalizați, iar pe viitor o să vedeți că se vor schimba aceste cartiere, pentru că vom interveni acolo. Vizita noastră a continuat la Călăraș, următoarea oprire fiind în cartierul Livada, situat tot la periferia orașului. Contrastul dintre drumurile asfaltate din centru și ulițele înguste unde locuiesc romii argumentează cel mai bine nivelul de trai de aici. Oamenii s-au strâns în jurul reprezentantului Partidei Romilor și au insistat ca prin intermediul nostru să li se facă auzite problemele. Din păcate, lipsa infrastructurii nu este singura problemă pe care o au. Stau pe strada Merilor numărul 9. Eu mai înainte plăteam concesiunea, o plăteam câte până în 10-12 milioane. Și acum am ajuns la 22 de milioane din cauza la concesiunea pentru aia care am făcut-o noi atunci cu licitația. Că am cerut 5,5 când ne-am luat după Pisigoi atunci. Și aia a fost pe aero. Și acum de câte ori mă cer pe acolo cu ei, îmi spune că nu, că voi v-ați luat după primarul ăla, ci că și-ați făcut licitațiile pe aero. Și aero s-a scumpit, acum e 5 lei. Un euro. Și de aceea că s-a scumpit și la voi licitațiile. Eu sunt bolnav, de unde? Un ajutor social am. De unde ia eu 22 de milioane pe fiecare să plătesc eu terenul? Dar nu trebuie să ne ia atâți bani pentru concesiune. E prea mult? De la
13-14 milioane sau 10 milioane când plăteam eu mai înainte și am ajuns acum la 22-23 de milioane. Asta e combinabilă? Nu e combinabil. Pe lângă concesiune mai plătiți și la ANAF taxe, impozite, rolul? Da. Plătesc concesiunea la teren, plătesc clădirile, că așa mi le-a băgat, și plătesc și gunoiul. N-am pensie, n-am nimic. N-ați muncit? Am muncit mai înainte, am muncit și la București, am muncit și pe aici, dar ce ne mai ține minte, că s-a mutat toate. Nu aveți acte pentru munca respectivă? N-am nimic, de-aia m-am gândit într-o dată să mă duc la București, că am vreo 10 ani în București la mătură. Dar s-a mutat întreprindere toate, peste toate părți, nu mai știu. Am muncit aici la noi, la șantiere, la mătură și aici la noi. S-a mutat toate, până toate părțile, nu mai știu de unde să mai iau vechime. Avem nevoie pentru străzile asfaltate, avem nevoie pentru canalizări, avem nevoie și pentru pompe, că pompele care le avem noi, nu putem să bem apă de la ele. Cumpărăm apă, pentru că asta e apă de canal, de la irigatul care a fost înainte pentru grădini. Vedeți că și dumneavoastră că nu s-a rezolvat nimic, nimic nu s-a rezolvat. Și de câte ori n-am fost noi la ședință, de câte ori și de câte ori. Și nu numai ca să fim 10 aici sau 4 aici. Poate am fost 40-50 odată grămadă. A zis că face și n-a făcut niciodată nimic. Ei pronunță că face, dar n-a făcut. O vedeți și dumneavoastră că nu s-a făcut. Nu plecați! Emisiunea Romi pentru România continuă. Revenim după o scurtă pauză. Liderul local al Partidei Romilor încearcă să îndrume pe oameni și totodată să aducă la cunoștință autorităților problemele acestora. Unii dintre ei, foarte puțin, sunt proprietari. O a doua categorie sunt cu concesiune, din care o parte s-a plătit, o parte nu s-a plătit de foarte mulți ani, alții mai puțin. Și cea mai mare parte nu are concesiune, nu are niciun act. Și faptul care ne-a dus aici în comunitate astăzi și am discutat și cu domnul primar, ne-a promis că în vremea următoare o să vină în sprijinul acestei comunități să le dea aceste concesiuni. Aseară am avut această discuție cu dânsii și încă studiem o anumită lege care ne permită multe diminuări din aceste taxe care urmează să le plătească. Pentru că oamenii nu-și permit. Nu-și permit, da. Asta era motivul pentru care am discutat și le-am explicat. Dacă oamenii nu au venituri, în cea mai mare parte nu are venituri. Au venituri foarte mici. Foarte mici. Trebuie să facem ceva pentru această comunitate ca să reducem din aceste taxe și să-i punem în posibilitatea să fie cu domiciliu stabil, ca să se poată racorda la acele utilități care sunt existente, dar nu se pot racorda datorită faptului că nu pot să întocmească un contract cu ăștia de la canalizare și apă, sau cu toate utilitățile necesare. Vreau să știu dacă aveți aici în zonă mediator școlar, mediator sanitar, bine vorbitor de limba română. Da, bine a spus dumneavoastră. Avem un centru cultural care este în construcție. În cea mai mare parte, în anul acesta, o să fie dat în folosință. Această comunitate de romi în care ne aflăm noi, este cea mai scăzută nivel de educație sau la educație, da. Abandonul școlar este foarte mare din cauza că acești oameni pleacă în afară. Își lasă copiii cu grija bunicilor și bunicul ca bunic nu prea știe să se ocupe de nepoți, de copii. Centrul cultural care se face acum e în beneficiu tuturor, datorită faptului că acei copii care se duc la școală și vin acasă să-și facă temele, părintele nu știe carte, nu poate să-și ajute copilul la lecții. De aceea acest centru o să avem un profesor care o să-i ajute în sensul ăsta, o să avem o masă caldă pentru copii,
adică un after school, cum se numește. Cam câți beneficiază? Un număr, dați-ne o cifră, câți copii vor beneficia? Estimativ. Estimativ, majoritatea copiilor sunt în această situație și, adică, dacă vă spune că 80% din copiii care locuiesc aici nu se duc la școală sau se duc un an aici în România, un an se duce în Italia sau abandonează de tot. Partida Romilor are pregătiți oameni ca mediator școlar, așa cum a spus și dumneavoastră. Pregătiți, n-am găsit finanțarea cuvenită ca să-i angajăm. Am primit promisiuni de data asta și de la primărie și de la Consiliul Județean, poate și mai sus, să ne vină și aceste aprobări ca să vină banii și să angajăm pe acești mediatori școlari. Mediatorii școlari sunt o prioritate în comunitate. Sigur că da, și avem și mediatori sanitari care... Toată lumea de aici, nu foarte multă lume, sau poate foarte puțină, are un medic de familie. Iar trebuie să venim și în sensul ăsta, în ajutorul dânșilor, fiindcă cineva, dacă este bolnav acum, se duce la spital, îl spitalizează. Se duce la urgență. Doar urgența, da. Urgența și îi dă drum acasă, fiindcă nu are cu ce să plătească spitalizare. Dumneavoastră, de câte ori treceți pe aici, prin comunitate? Păi, astă vară am colindat aici zi de zi. Am toată documentația trimisă, bineînțeles, de la primărie, în sensul acesta, și știu fiecare problemă la fiecare casă, în ce situație se află. Traiul romilor din cartierul Livada amintește de vremuri întâlnite în cărți de istorie, la fel ca acum 10 de ani. Toaleta e tot în fundul curții, iar vasele se spală la lighean. Stai să iau acum. Ana lighianus. Deci, Ana lighianus. Așa spălați mereu vasele? Da, uite așa spălăm, uite așa, aruncăm apa acolo, uite afară, uite aici, în curte, uite așa aruncăm, uite aici, uite aici, uite așa. Așa, aruncăm aici, vedem scurtă cu mete, n-avem ligare, n-avem haznare, n-avem pompe, n-avem... Uite aici, aruncăm, și toaleta unde este, doamnă? Uite acolo, avem, uite acolo. Toaleta, mă rog, în fundul curții e făcută de dumneavoastră. Da, da, de noi e făcută. Acolo stăm, nu avem alte. Da. Și câte persoane locuiesc în casă? Patru. Patru. Și pentru patru persoane, așa spălați, când faceți baie, cum faceți, doamnă? Aici. Un lighean, uite, lialdui. Facem, punem apa acolo pe aragaz, încălzim, pe urma ne spălăm. Da. Da. Trăim în secolul 21. Da. Da. În special atunci când plouă, șanțurile și canalele neracordate la rețeaua centrală se inundă și fac viața romilor un calvar. E plin tot, doamnă, și miroase la copiii mici, la noi în casă miroase. A, și refulează la dumneavoastră? Da, da, în curte, acolo. Majoritatea localnicilor sunt vârstnici, mulți bunici care au grijă de nepoți, părinții celor mici, fiind plecați la muncă în străinătate. Din păcate, unele curți găzduiesc adevărate drame, cazuri sociale care au nevoie de intervenție rapidă. Mama, e câți ani ai, matale? Eu, 74. Mulți înainte. Și tata e? Și eu, 75. Am înțeles că ai o problemă. Omul matale este la spital. Da, la spital, uite. De la spital este, uite. N-am, mi-a dat să-l cumpăr și ce să fac, dacă n-am de pâine să mănânc. El este grav bolnav și am înțeles că niciunul din voi n-aveți pensie. N-avem nici el, nici eu n-am. Și îl duce la București mâine să-l operez. Ai cu ce să te duci? N-am cu ce, mamă, cu ce să mă duc. N-aveți niciun ajutor, copiii? Nimic, nimic. Copiii nu știu pe unde sunt, nu știu. Din ce trăiți zi de zi, că acum s-au scumpit toate? Două pungi de fierici să mă duc să le vând să-mi iau de mâncare. La 76 de ani? Da. Dacă n-am pensie, n-am nimic, cu ce să trăiesc? Și mama, e ce mănânci, matale? Ce să mănânc? Când am mănânc, când am... mă duc și eu pe la vecin, îmi dea și mică tu străchina de mâncare. Ce să fac? Cerșești. Ce vrei, matale, acum să ceri, știu și eu, celor care te pot ajuta? Ca să avem și eu niște bani, să mă duc să-l ajut și eu acolo, să-i duc și eu o sticlă de apă, să-i duc și eu o supă, să-i fac, n-am cu ce să-i fac. A tremeat vorba să fac și eu rost, să-i dau să mănânce, cu ce să, că n-are ce mânca. Matale și omul matale, ați muncit? N-am muncit, mamă, cu Ceaușescu n-am muncit, noi eram niște oameni care spoiam pe sate așa. Adică n-ați muncit cu acte? Nu, doamnă, nu. Și nu vi se dă pensie? Nu.
Și ajutor de, știu și eu, un ajutor social sau asigurare de sănătate nu ai? N-am. Dacă, Doamne ferește, mâine pățești ceva și matale, ce se întâmplă? Cum mă vrea Domnul, ce să fac? Ai apă, ai căldură, ai? N-am pompă, uite, eu de la vecinii iau câte un bidon de apă să mă spăl și eu la cap, să fac și eu o baie, să fac și eu acolo ce dă Dumnezeu. Nu are curent? Nici curent nu ai? N-am nici curent, n-am. Și când e să faceți baie sau să vă spălați, ce faceți? Aprind o lumânare. Alaltă ieri eram să iau foc, am uitat de lumânare într-o cană. Copiii matale nu știu unde sunt? Nu știu. Au plecat în străinătate la muncă? A plecat la muncă și ei, care și ei greutăți, are copii, are și ei vai de capul. Cum e viața la 76 de ani să fii singur pe lume? E greu. Decât așa, mai bine terminat decât să fie așa. Da. Inima a spus, mama, ai că o să fie bine, trebuie să fie bine. De, cum o vrea Domnul, mâncată, mama? Cu Domnul lucrăm toți și cu Maica Domnului, ce ajut. Cu mâini tremurânde și lacrimi în ochi, bătrâna ne arată diagnosticul și rețeta soțului. Cunosc familia foarte bine, cunosc necazurile acestei familii, de aceea v-am adus și aici să filmați, fiindcă e un caz dezastros. În condițiile în care ne aflăm acum, o să iau actele de care dispune doamna și o să mă duc la primărie să-i acord un ajutor de urgență, care este legal și este benefic pentru dânși. Poate vor putea intra și pe o listă pentru o pensie, pentru asigurare de sănătate. Sigur. Mai adineară am vorbit despre aceste lucruri de sănătate. Avem nevoie de un mediator sanitar, avem nevoie de un doctor de familie, dar deși dacă nu au niciun venit, nu le primește nimeni. Asta e cea mai mare problemă. Dacă sănătate nu au, altceva ce să-și dorească dânși. Partida Romilor o să vină în sprijinul acestei familii și nu numai acestei familii. Cum v-am spus și mai înainte, cunosc această dramă la această familie și o să mă implic personal pentru această familie. Împovărați de necazuri, de timp, dar mai ales de lipsuri, foarte mulți romi din comunitățile de la marginea orașului Călăraș nu își cunosc drepturile sau nu mai au putere să lupte pentru ele. Dar ele există. Oamenii trebuie să beneficieze de acestea, la fel ca toți cetățenii României. Neglijarea problemelor nu înseamnă că acestea dispar, ci doar că vor deveni din ce în ce mai greu de gestionat în viitor.